De pe 24 septembrie și până pe data de 12 octombrie, APA Term va întrerupe alimentarea cu apă caldă. În acest timp se va derula și ultima parte a programului de revizii și reparații la instalațiile de termoficare. Este vorba de acea etapă generală de oprire din programul de revizii și reparații. Ele se datorează în primul rând lucrărilor mari de reparații pe care le au de executat cei de la Electrocentrale Galați și în primul rând la nivelul centralei și pe rețelele magistrale de transport. Aș vrea totuși ca cetățenii să știe că noi în maxim 4 zile vom finaliza aceste reparații. Mă refer la reviziile și reparațiile executate de SECE APA Term. Am făcut și un demers în acest sens către colegii de la electrocentrale pentru scurtarea acestei perioade. Dânșii au zis că vor încerca să reducă această perioadă de timp. De asemenea, în această perioadă, APA Term pregătește rețeaua de încălzire a orașului pentru sezonul rece. Directorul tehnic al societății APA Term a specificat faptul că în această iarnă gălățenii nu ar trebui să se aștepte la majorarea prețului la energia termică. În paralel cu aceste lucrări de revizii-reparații din programul comun cu cei de la electrocentrale. Într-adevăr, noi începând cu data de 10 septembrie, am demarat probele de presiune și etanșietate la instalațiile de distribuție, atât prețele în punctele termice, cât și la blocuri. Aceasta noi sperăm să o terminăm, să o finalizăm până pe la mijlocul lunii octombrie, astfel încât să putem fi pregătiți să începem furnizarea energiei termice pentru încălzire în momentul în care condițiile meteo vor impune acest lucru. În ceea ce privește APA Term, nu intenționăm să propunem vreo majorare a tarifului de distribuție. Anul acesta, programul anual de revizii pe rețelele de transport și de distribuție agentului termic aparținând societăților Electrocentrale și APA Term a demarat pe 11 iunie cu reparații ale conductelor din fiecare cartier al orașului.